Bine v-am găsit la horoscopul ultimei zile de octombrie. Mi-am pus dofleacul, mi-am pus pălăria, am făcut magia și hai să vedem într-o zi de marți, 31 a 10-a, cu ce ne lăudăm. În primul rând mă laud eu cu horoscoapele lunii noiembrie. Căutați horoscoapele care au apărut, probabil sunt gata toate, nu știu exact, posibil să mai fie câteva încă în lucru, în editare și clar că vor apărea cât de curând, adică până la sfârșitul acestei luni. Despre noiembrie vorbim aici, plus astrodrama lunii noiembrie, în care veți vedea că e o lună specială și chiar săptămâna aceasta este specială și vă invit să căutați și horoscopul săptămânii cu iz de Halloween pe aici pe acolo. Suntem după influența eclipsei și de aceea vă las să vedeți cam tot ce a apărut nou pe acest canal, că au apărut multe. Întotdeauna finalul de lună este plin bombardament de filme din punctul meu de vedere. Astăzi, într-o zi de 31 a 10, vorbim de un trigon. Am vorbit destul de opoziții și vom mai vorbi de opoziții până la sfârșitul săptămânii, dar măcar azi avem parte de un trigon bun între Venus, care este în Fecioară, și Uranus, care este în Taur. Un aspect în care ne-am putea vedea valoarea, arăta valoarea, mai ales în plan profesional, încât pentru mulți se aud vești bune legate de mărire de salariu, de funcție mai bună, de job mai bine plătit, de imagine mai bună la locul de muncă, de ceva noutăți, schimbări benefice în plan profesional, poate chiar cu conotații financiare undeva în perspectivă. E un trigon de pământ care dă stabilitate și cum Fecioara se ocupă foarte mult de munca noastră, cea de toate zilele, iar Taurul de banii noștri, cei de toate zilele, o să fie o combinație perfectă între aceste două elemente care vor da roade. Munca dă roade, cu alte cuvinte. Putem simți un suflu nou în plan profesional, poate unora vă vine ideea unei upgradări din punct de vedere profesional, gen treapta următoare, un examen pentru a evolua, pentru a crește, niște vești interesante, de noutate, de schimbare, înspre bine, evident. Uranus ne modernizează viața, Uranus ne scoate din zona de rutină, ceea ce Venus în Fecioară a atras atenția că pe undeva ar fi cei care erați dornici de o noutate în plan profesional, poate că acum este momentul. O declanșați, o căutați, vine de undeva, că poate și Uranus acesta în Taur vine cu surprize plăcute. Un trigon este benefic, este un trigon de schimbare, de eliberare, de creștere, de înaintare, de progres și de ce nu ar putea fi vorba și de chestiuni financiare, dar în fond banii sunt o energie a valorii noastre. Cine știe, poate noutățile pe care le descoperim în strânsă legătură cu jobul nostru arată de fapt că suntem bine văzuți, că suntem mai bine plasați, dar și mai bine plătiți la urma urmei. Poate avem curajul să ne cerem drepturile, poate avem curajul să mărim tarifele, poate avem curajul să cerem mai mult, dar poate avem curajul să ieșim din zona de rutină, că există ceva mai bun în altă parte. Venus în Fecioară vorbește foarte mult de lucrurile cu care ne-am obișnuit, dar și Taurul este un element al lucrurilor cu care ne-am obișnuit. Cât combinația asta posibil să ne arate că există și altceva în afară de lucrurile cu care ne-am obișnuit. Monotonia, rutina, alea pe care le ducem după noi de multă vreme cu gândul că n-are ce să se mai schimbe. Cine vrea poate schimba. Este o perioadă, nu uitați de nebunia din Scorpion. Scorpionul este o planetă, este o zodie cu multă voință și nu uitați de minunata conjuncție dintre Marte și Mercur de zilele trecute, care evident că se simte câteva zile foarte atâțată de planetele din Taur, care tocmai asta ne zic, schimbă, extinde-te, pleacă de acolo unde nu mai ești apreciat și de ce nu, unii putem pleca dintr-un anumit plan, poate profesional, poate nu neapărat profesional, poate fi și sentimental, plecăm de undeva unde n-am fost apreciați la justa valoare, unde cineva nu ne trata așa cum meritam, că e vorba de bani, că e vorba de atenție, că e vorba de iubire, cineva pe undeva poate nu vă oferea ceea ce considerați că meritați și dacă
i-ați spus odată, i-ați spus de două ori și nu s-a întâmplat nimic. Unii sunteți în stare să lăsați banalul, obiceiul, da? Că asta lăsăm în spate. Lucrurile cu care ne-am obișnuit, zona aia de confort, de nu se mai schimbă nimic, descoperind că, ba da, se poate schimba dacă vrem noi. Uneori nu trebuie să așteptăm de la alții să se schimbe, ci să schimbăm noi ceva în atitudinea față de ei și asta putem descoperi în această perioadă, că cheia schimbării e în mâna noastră. Altceva nu am de zis astăzi, stați cu ochii pe acest canal de YouTube să vedeți ce apare nou, că vor fi gata multe horoscoape, încât dacă nu le-ați văzut deja pentru luna noiembrie, dați un play acolo și cu sunet de fantome și de buhuhu pe aici pe acolo, cu lumânări aprinse în magia momentului pentru cei care sunt amatorii genului. Hai să vedem o zi de 31 octombrie cu ce se laudă, cu ce se mănâncă, pentru că e o perioadă interesantă. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Pentru voi berbeci, posibil ca în această perioadă să vi se facă niște propuneri foarte interesante, foarte profitabile, propuneri sentimentale, propuneri financiare, afaceri, tranzacții, cumpărări, vânzări, propuneri profesionale de angajare, de asumare a unei funcții, a unui rol și ar putea să fie foarte bune aceste propuneri, de aceea merită să le acceptați. Posibil unele să vină așa un pic hodorong tronc, pe nepusă masă. Ceva de genul, unele lucruri păreau foarte bine așezate și ziceați că nu se mai poate schimba nimic și taman acolo să se ivească o ocazie nesperată pe semne, neprogramată și care, da, vă ia un pic prin surprindere. Este o perioadă în care toți putem fi luați așa un pic de pe sus, de niște factori de grab, vitez, multă viteză și Uranus pune gaz pe foc și Jupiter în perioada asta pune gaz pe foc și elementele din Scorpion cer repede, repede, probabil propunerea aia care vi se face vă cere o reacție promptă, nu vi se dă timp de gândire, trece trenul acum prin gara voastră, există și altul care ar putea să pună mâna pe aceeași ocazie și de aia vi se, cineva vă propune, uite, lucrul ăsta ar putea fi pentru tine și ai avea de câștigat cu tare, cu tare, dar acum e momentul. Cum voi sunteți o zodie rapidă de felul vostru, nu stați prea mult pe gânduri când sunteți stimulați, probabil asta veți face, vă veți arunca așa aproape pe nepregătite, în sensul că n-aveți nimic înainte în sensul ăsta. O șansă de job, dar fără nicio pregătire, o șansă sentimentală, dar nu erați pregătit pentru asta. Nu trebuie să fiți pregătiți pentru unele lucruri, ci trebuie doar să spuneți repede da la ocazia care se ivește. Poate fi bună. Uneori lucrurile alea decise aici, pe loc, prompt, sunt mai bune decât toate celelalte pe care le-ați pregătit un an de zile. E o șansă profitabilă, promițătoare, norocoasă poate chiar. Veți pune mult suflet în povestea asta, probabil vă și plăcea, aveți ceva de câștigat din povestea respectivă, ca atare nu trebuie să stați pe gânduri. Taurii, sigur că sunteți vizați direct de combinația planetară acestei perioade, o grămadă de opoziții din partea cealaltă, din Scorpion, niște trigoane de pământ foarte bune, dintre care trigonul de astăzi dintre Venus, guvernatoarea voastră, și Uranus, care poate să aducă un dram de noutate, schimbare, agitație în plan sentimental. Ce drept agitație poate fi de toate felurile. Ori un fel de grabă, de energie nouă, de viteză în niște planuri strânse legate de persoana iubită, ori niște tensiuni. În unele cazuri poate fi vorba și de mici conflicte între parteneri, fiecare o ține pe a lui, este o energie de o tensiune planetară în perioada asta pe axa Taur, Scorpion, Scorpionul fiind pentru voi zona cuplului, încât se pot naște acolo niște scântei, dar și pasiune, dar și atracție, dar și flăcări acolo, năbădăi. Poate fi un fel de dialog pe care l-aveți cu persoana iubită cam înflăcărat,
dar și foarte incitant, probabil vă place, săgeți aruncate, mici ironii, mici șicane, gelozie, loc și de așa ceva și de lucruri cu un oarecare iz agresiv, dar vă place. Vă place jocul, vă place atracția, seducția, magnetismul acestui moment. Chiar dacă vă mai ciundăniți, chiar dacă vă mai luați la bătaie, între ghilimele, până și aia vă place. Arată, de fapt, această energie ușor agresivă, arată că cineva vă iubește, vă vrea, vă zgândăre ca să vă cucerească. Fie că e vorba acum de șansa unei noi cuceriri, dar nu e ușoară, nu e o relație care vi se pune pe tavă, ci cu niște mici conflicte acolo, ori însă și relația de cuplu deja existentă e pe un butoi cu pulbere, dar e interesant, vă place, pentru că vă scoate din monotonie, vă scoate din banal, vă scoate din obișnuință și probabil era nevoie de un pic de sare și piper așa în plan sentimental. Voi, gemenii, sunteți în centru atenției astăzi pentru că luna este și azi în ograda voastră. Vă simțiți bine cu luna acolo. Dar s-ar putea energia acestei perioade să vă dea un spirit matern. Ori voi vă comportați mai matern, să zicem așa, hai, patern, dar hai să zicem matern, mai degrabă energia feminină este foarte puternică. Femeile sunt mai atente cu copiilor, mai atente cu soților, de parcă ar fi copiilor, nu partenerii. Acolo unde vă aflați, parcă sunteți o cloșcă ce atrage pe toată lumea în preajmă. Poate, da, este și un spirit domestic foarte puternic. Vă place să stați acasă la voi. Nimic nu iubiți mai tare într-un astfel de moment decât liniștea domestică din locuința voastră. Unii poate preocupați de o casă nouă, de exemplu, sau dacă este cea existentă, vreți să-i dați o lumină nouă, un decor nou, o culoare nouă locuinței în care stați. Pe când alții vă gândiți la o schimbare de domiciliu în perioada asta. Dar cum spuneam că e un spirit matern, în unele cazuri, puține, ce-i drept, există și posibilitatea conceperii unui copil într-un astfel de moment, aflarea veștii apariției unui copil într-un astfel de moment, niște simptome pentru unele doamne că ar putea fi însărcinate dacă asta vă preocupă. În unele cazuri poate fi alarmă falsă, dar acolo vă gândiți, nu cumva, poate vă faceți un test de sarcină, poate vă duceți la un cabinet să vedeți care e treaba cu simptomele astea bizare pe care le aveți. În alte cazuri nu e vorba de sarcină, poate fi vorba de mici probleme de natură, da, medicală, mai ales în zona asta feminină, aparatul feminin. Deci aici nu vorbesc de bărbați, ci de femei care ar putea avea niște dezechilibre hormonale, simptome tipice femeilor la o anumită vârstă, de exemplu, sau nu neapărat, și care probabil pe unele vă îngrijorează un pic încât o să vă duceți și la medic. Ia să văd, dom'le, am ceva de mă doare acolo, de mă doare acolo. Nu înseamnă că este ceva acolo, dar măcar trebuie să aflați. Dar spirit matern poate să fie legat și de copii, într-adevăr. Preocupați mai mult de copii, vă înconjurați de copiii voștri, vă simțiți bine alături de copii, mai muștruluiți niște copii și mai ales acolo unde aveți deja o casă plină cu mulți copii, s-ar putea să fie gălăgie, agitație, stres, o nebunie, dacă și numai dacă aveți o familie foarte numeroasă. Și probabil voi sunteți la mijloc încercând să liniștiți pe toți, să-i controlați pe toți, să-i adunați pe toți la niște activități colective, dar probabil planează o anumită atmosferă mai gălăgioasă care s-ar putea la un moment dat să vă obosească. Racul, ați putea avea parte de niște succese, vin niște vești bune, inclusiv de natură financiară, că urmează să primiți niște bani, că puteți cumpăra casa visurilor, că vă puteți angaja nu știu unde. Deci vin niște vești care vor avea după aceea și conotații financiare.
că semnați un contract, că sunteți gata să cumpărați ceva, poate da, unii sunteți și într-un astfel de moment de a cumpăra un obiect mult dorit și pe care probabil multă vreme l-ați pregătit așa în taină. Poate fi momentul în care vă duceți la magazinul cu pricina și vă hotărâți. Gata, am hotărât, iau mașina asta, iau mașina asta de spălat, iau perdelele astea. Dacă nu e vorba de cumpărături, sigur că poate fi vorba și de niște reușite care vă pun într-o lumină mai aparte, cum este o perioadă în care chiar chestiunile financiare sună bine și cine știe, în cazul vostru vi se poate face o propunere de a vă alătura unui proiect din care ați putea scoate niște bani. Sau dacă nu e vorba de bani, e satisfacție. Contează și asta. Ce faceți este apreciat. Aveți ocazia de a vă afirma, aveți ocazia de a primi laude, aplauze, elogii la adresa muncii voastre și probabil vă ocupați de niște activități pe placul vostru. Sunt interesante, sunt incitante, sunt provocatoare, nu înseamnă că sunt ușoare, dar tocmai pentru că sunt provocatoare, parcă vă vine să dați tot acolo, tot talentul vostru, toată energia voastră. Concentrarea de forțe e benefică în cele din urmă și se poate solda cu o reușită de proporții. Poate chiar e vorba de o competiție acolo. Dați din coate pentru a vă afirma într-un mediu cu mai multe persoane și cumva cad reflectoarele pe voi. Vă remarcă cine trebuie. Vă puteți afirma, dați un vâr la o parte, tocmai pentru că trageți tare pentru aceste reușite. Voi leie, ați putea scoate din munca voastră niște rezultate bune. Poate chiar mai bune decât v-ați așteptat. S-ar putea să treceți așa printr-o zonă norocoasă în care munca voastră pe care o făceați de obicei e mai bine plătită, mai bine văzută, mai bine primită de cine trebuie să vă plătească. Încât așa parcă vă motivează, vă stimulează să dați și mai mult, să munciți și mai mult. Sunteți sub o oarecare stea norocoasă. Venus este o planetă a norocului și poate fi într-un sector în care munca să dea rezultate, de care să fiți mândru și pentru care cineva să vă aprecieze, laude sau plătească, de ce nu? Puteți simți o creștere la capitolul financiar prin muncă, evident. Măriți un pic tarifele la ceea ce făceați înainte, primiți un bonus, primiți un comision, poate fi o sumă de bani, poate neașteptată, dar pentru aceeași muncă prestată, un supliment. Evident, binevenit. Dacă nu e vorba de bani, poate fi o șansă, o oportunitate de a da un pic din coate, pentru a vă afirma, pentru a vă atinge un mare țel, pentru a vă seta un mare țel, poate nu neapărat îl atingeți în această perioadă, dar aveți o mare ambiție, o mare dorință. Poate o veche dorință și până acum ați încercat cumva să o materializați și n-a venit momentul. Iar acum, la câtă nebunie este în aer, cu atâtea planete aducătoare de noutăți, schimbări, transformări, ba chiar și neașteptate, nici nu știți de unde sare iepurile. De-aia am spus o perioadă cu noroc. Planează așa o șansă pe deasupra unora. Și ați putea fi și voi norocosul care prinde un vânt ascendent și ajunge repede acolo unde și-a propus, prin muncă. O fi un noroc, dar nu-i noroc de la chior încât vă culcați și vă treziți la capăt. Sigur că ceva faceți în direcția asta, probabil o muncă destul de serioasă, dar parcă găsiți toate ușile deschise, dar parcă găsiți toate resursele, dar parcă găsiți oameni pe care vă puteți baza. Vi s-a întâmplat vreodată să intrați într-un oraș cu un bulevard așa și cu foarte multe semafoare? Și uneori toate semafoarele alea sunt roșu, 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 roșu și ne oprim din kilometru în kilometru la semafor. Ei, voi prindeți culoar numai cu semaforul pe verde într-un astfel de moment, încât vă ies multe. Da, o doză de noroc. Sunteți la momentul potrivit, în locul potrivit să primiți ceea ce vă trebuie pentru o reușită sau măcar pentru a pune toate aceste auspicii benefice în slujba voastră ca să iasă un rezultat demn de toată lauda. Fecioara
Vă spuneam că Venus este în fecioară și primește acest trigon de milioane, încât pentru voi poate fi o soluție neașteptată, nouă, mai bine zis, pe care o puteți implementa în munca voastră sau în activitatea pe care o desfășurați și să fie exact ce aveați nevoie. E ca atunci când ați încercat toate metodele din lume, toate instrumentele, toate rețetele, toate căile și n-a funcționat, n-ați ajuns acolo unde v-ați dorit, dar astăzi așa vă vine o idee ușor fisticie, ușor originală, altfel decât ce ați făcut mult înainte, o încercați așa un pic într-o doară. Ia să văd, domnule, dacă apăsați pe butoanele astea, ce se întâmplă? Nu o să explodeze nicio bombă dacă apăsați pe butoanele alea, dar găsiți voi un cod secret apăsând niște butoane că iese. N-ați fi făcut lucrul ăsta. Nu de mult n-ați fi încercat lucrul ăsta. Dar e un fel de... Măi, trebuie să o încerc și pe asta. La câte am încercat, uite, tocmai pe asta n-am încercat-o. Și o nebunie de moment, da, unii o să se mire că faceți lucrul ăsta, poate avea cele mai bune beneficii. Probabil acolo de unde nici nu vă așteptați, probabil alții v-au spus să nu faceți lucrul ăsta, s-ar putea să o faceți exact împotriva lor. Deci e un risc asumat de a păsa butoanele, cum spuneam, și iese. După ce ați tras din greu la același proiect și n-ați ajuns înainte acolo unde v-ați propus. Balanța, aveți o stare de închidere în voi. Posibil să vă aflați în fața unui om care vă inspiră putere, vă inspiră autoritate, poate vă e un pic teamă de această persoană. Simțiți că ar putea să vă pedepsească, să vă critique, să vă scoată la tablă, să vă cheme la raport. Poate are o oarecare putere asupra voastră, un fel de șef, părinte, superior. Și deși nu vă simțiți cu nimic vinovat, cu musca pe căciulă, vă intimidează. S-ar putea să vă purtați bizar în fața acestui om, mai timid, mai retras, mai în banca voastră, mai tăcut, mai temător, mai anxios, încât parcă e de fapt frica de a da ochii cu această persoană. Repet, nu sunteți vinovați de nimic, dar vă simțiți vinovat în fața acestui om. Vă privește cu ochi de gheață, are o voce sonoră, severă, impunătoare. E ca atunci când vă duceți în fața șefului cel mare. Vă faceți mic, chiar dacă n-ați făcut nimic, dar parcă totuși e șeful cel mare. Probabil trebuie să prezentați ceva în fața acestei persoane, să vă expuneți un punct de vedere, sunteți chemați să dați explicații pentru ceva, dar frica, e mai mare frica decât ceea ce se va întâmpla acolo. Probabil nu se va întâmpla nimic, dar vă duceți așa un pic cu căciula în mână, cu capul în jos, cu capul între umeri, de parcă ar urma un verdict foarte aspru. Probabil nu va veni niciun verdict aspru, nu va veni nicio notă proastă, nu va veni nicio pedeapsă și trebuie să vă relaxați după ce o să vedeți că lucrurile merg bine. Scorpionul, normal că sunteți multă vreme de acum încolo vedetele momentului, dar să nu vă mire că vă simțiți așa un pic provocat, ceea ce vă place la urma urmei, multe momente în care trebuie să luptați aveți voi. Dar cu cât e mai mare afrontul, cu atât mai mare e succesul la voi. Voi nu obțineți în această perioadă succes mergând pe căile ușoare, nici pe cărările bătătorite. S-ar putea să încercați cărări total nebătătorite, total împotriva tuturor, acele căi pentru care alții spun eu n-aș face asta pentru nimic în lume, voi o faceți. Și iese acolo unde alții fug. Succesul vostru este la capătul unui drum foarte sinuos și nu la capătul unui bulevard pavat și cu tot ce trebuie. Lucrați în condiții austere, în condiții dificile, între oameni care nu vă plac, între provocări, între rechini, între
în plină furtună, sau ce faceți? Nu neapărat lucrați, activați, să zicem așa, activați într-un mediu plin de vicisitudini, hai să zicem, nu riscuri, nu pericole. Parcă multe merg de andoaselea, altul ar fi clacat, altul ar fi abandonat, altul ar fi fugit unde ar fi văzut cu ochii, dar vouă vă place. E incitant, e interesant, cu cât e mai mare hopul, cu atât mai atras sunteți, cu cât mai mult nu vi se spune, cu atât mai mult da spuneți voi și probabil vă obține niște reușite notabile pe cel mai sinuos drum pe care mergeți în această perioadă. Voi, săgetătorii, s-ar putea să aveți o ciudată senzație că aveți niște rivali, dacă nu chiar inamici prin preajmă. Dar nu vă sperie. Și din potrivă, parcă mai tare vă ambiționează să știți că cineva vă suflă în ceafă, vă pândește din umbră. Poate chiar ați descoperit un astfel de pericol ascuns în spatele vostru. L-ați descoperit, l-ați demascat și dacă tot l-ați descoperit, luptați împotriva lui. Nu vă ascundeți sub pat când știți că acolo este cineva care, hai să zicem, nu vă are la suflet. Ci parcă mai tare vă place să-l zgândăriți, să-l ațuțați. Parcă vreți să-l scoateți musai din sărite ca să-și dea rama pe față. Dacă tot bănuiți, presimțiți, l-ați prins cu o cauă mică, cum că nu ar fi cel mai cinstit om, parcă vă place să-l pistonați așa, să-i apăsați butoanele. Ia să văd. Și el face același lucru. Clar că acolo este o luptă între doi inamici din anumite puncte de vedere. Poate fi cât se poate de banal conflictul. Nu-i musai să aveți cei mai mari inamici. Micile șicane, săgeți pe care le aruncați, ironii, niște mici înțepături. Da, cred că ăsta e cuvântul. Înțepături. Cinism, sarcasm, glume, farse. Să vedeți până unde rezistă inamicul. Rezistă. Amândoi rezistați. Dar vă place. Vă place jocul, vă place înghiontirea asta, așa, parcă trebuie unul pe altul să vă... Poate chiar din punct de vedere sentimental este acest joc. Parcă voi vreți să atrageți atenția cuiva de sex opus prin nebunia asta, prin jocul ăsta ciudat. Hâra, așa, parcă vă hâriți unul pe altul, ca doi căței, dar de fapt știți vorba aia, cine se iubește se tachinează. Da, ăsta e cuvântul, vă tachinați. Poate fi prietenie acolo, poate fi colegialitate acolo, poate fi rivalitate acolo, dar vă tachinați. Și cine știe ce o să iasă din această tachinare? Nu neapărat se explodează o bombă acolo, nu înseamnă că ajunge să vă bateți, dar vă stimulează foarte tare acest joc. Parcă dați ce aveți mai bun din voi. Nu vi s-a întâmplat vreodată să fiți cu cineva într-un mic conflict și tocmai pentru că știți că nu e un conflict răutăcios, ci e un conflict stimulativ, vă scoateți unul altuia cei mai simpatic, cei mai interesant unul la altul. Dați replici interesante, vă trimiteți poze cu ironii, glume. Deci totul e așa un joc al tachinării, care aparent, da, pare să fie o rivalitate acolo, dar o rivalitate care vă stimulează intelectual, mental. Scoateți din voi micul drăcușor, dar e drăcușorul ăla deștept, care cine știe ce replici minunate dă. Și vă puteți și remarca prin chestia asta și s-ar putea să-l cuceriți pe acest om și cine știe, din rival, inamic, competitor, în timp se transformă într-o prietenie. Se întâmplă ca la început doi oameni să nu se suporte, să se atingă, să se înțepe și din înțepăturile astea să iasă și dragoste, să iasă și prietenie, să iasă și căsnicie. Se întâmplă și puteți fi și voi într-o astfel de situație. Capricornii, vine o veste, așa un pic hodorong-tronc pentru peste voi, dar care vă obligă să luați decizii rapide, imediate. Parcă sunteți treziți din somn. Erați liniștiți, într-un anumit plan, merg așa lucrurile într-o zonă de confort, de comoditate, de monotonie, programat. E, ceva vă scoate din program. Nu mai mergeți pe traseu arhicunoscut, metaforic vorbind,
ci apare o schimbare în program care vă cere reacție prompt. Și veți găsi cea mai bună variantă. Un răspuns rapid pe care trebuie să-l dați, o vizită neașteptată, un musafir nepoftit, o defecțiune neprevăzută. Deci vă puteți aștepta la surprize, cu alte cuvinte, dar surprizele astea nu vă lasă cu ochii în soare, ci vă obligă să vă mișcați mai repede ca să găsiți alternative. Și veți găsi foarte bune alternative, tocmai pentru că sunt pe nepusă masă. Dacă ați avea tot timpul din lume să găsiți alternativele, probabil n-ați găsit o soluție așa de bună. Dar așa, aici, acum, rapid, minunat o să iasă. O plecare pe nepusă masă, o veste pe nepusă masă, o cumpărătură pe nepusă masă, lucruri de astea neprevăzute și care ies foarte bine. O să vă simțiți bine, poate vă și place, inclusiv în plan sentimental, poate fi o apariție nouă în peisaj, nici prin gând nu vă trecea că vă veți duce nu știu unde și o să apară acolo fă frumos călare. Nici nu știți de unde sare iepurile. De aceea trebuie să profitați de toate ocaziile momentului. Invitații, ieșiri, telefoane, provocări, călătorii pe nepusă masă, alea la care poate din comoditate ați fi tentat să spuneți nu, n-am chef, lasă că dorm, lasă că s-o obosit, lasă că n-am timp. Alea s-ar putea să ascundă ceva foarte bun și de aia merită să le acceptați. Voi, vărsătorii, sunteți mai preocupați de relația cu părinții, bunicii, rudele, în general, că acolo apare o provocare, o noutate, o ciudățenie, un incident, poate. Semn că trebuie să vă ocupați foarte mult de acești oameni dragi vouă. Sigur și copilul poate, dar aș spune că e vorba de oameni trecuți de o anumită vârstă din viața voastră. De aia m-am gândit la părinți, bunici, rude, care cer atenția voastră. Trec printr-un moment mai delicat, pe care ei nu-l pot gestiona, dar e treaba voastră. Voi vă descurcați cel mai bine în situația respectivă. E un Uranus implicat în povestea asta și Uranus este guvernatorul vostru, încât problema aia care pe ei îi depășește, pentru voi e floare la ureche. Vă place, vă incită, vă descurcați de minune și interveniți. Gen, i s-a stricat mamei telefonul, apoi voi sunteți ași în a butona telefonul conform tehnologiei moderne. Dar poate fi o chestiune de tehnologie. Se strică vreun aparat, ceva la care veți interveni spre bucuria acestei persoane, încât s-ar putea să fiți salvatorul, eroul salvator al acestei zile, prin priceperea voastră de a vă descurca în situații de astea, mai ales tehnologice, aparatură, electrotehnică, aragaz ultramodern, butoane la telecomandă și altele de genul, pe care celălalt, dintr-o altă vârstă, altă generație, nu le știe. Se poate și invers, ca voi să fiți, hai să zicem, cel demodat din alt secol și aveți nevoie de copilul vostru, de nepotul vostru, de un personaj care numai ce face așa și le-a rezolvat pe toate. Un astfel de impas, da, tehnologic, să zicem așa, sau tehnic, poate fi depășit rapid prin intervenția cuiva mai priceput. Numai că cel care e picat în mijlocul acestei afaceri are impresia că îi cade cerul pe umeri. Cum e să vă lase alarma de la intrarea în casă, de exemplu? Țiuie din toate direcțiile, dar vine cineva care pac, 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 face două mișcări de deget magice, care pentru cel din altă generație sunt wow, cât de greu este, dar nu e nimic greu, ci e doar o chestiune de a ține pasul cu timpurile. Și probabil învățați și voi din asta ceva, dacă sunteți din categoria veche, dacă sunteți din categoria nouă, îi învățați voi pe ceilalți cum să se descurce. Peștii, aveți niște discuții foarte serioase cu cineva care se vor solda cu niște decizii. Dar deciziile astea au rol de desfacerea
de tăierea nodului gordian. Exista o legendă cu nodul gordian, da, care toată lumea se gândea, vai de mine, cum se desface nodul ăsta? Și nu găseau soluții. Puteți să căutați legenda nodului gordian pe net. Nu mai știu exact, dar ceva de genul ăsta. Se bat niște oameni acolo. E o luptă între două tabere și ăla da, ăla nu. E o nebunie acolo și probabil apelează la voi într-un fel sau altul. Sau sunteți și voi pe acolo simplu observator. Nu se ajunge la nicio concluzie. Fiecare dă cu săgeți în celălalt spunând că batu. Dar de aia cineva vine să taie nodul gordian, dacă alte soluții nu sunt. Uneori există niște metode mai tranșante, mai directe, mai dintr-o bucată, pe care le propuneți voi astăzi. Se va face pace între cele două dobitoace, între cele două tabere, prin intervenția voastră foarte rece. Voi nu puneți suflet, sunteți total imparțial, nu țineți nici cu A, nici cu B, sunteți la mijloc. Și s-ar putea să oferiți o soluție altfel decât restul lumii, că nu e nici ca A, nu e nici ca B, e ca voi, dar care de fapt face pace între cele două, între două puteri armate. Ei o țin pe lor, este o mare energie de război între ghilimele în perioada asta și de aia sunteți voi împăciuitorul, pacificatorul, negociatorul, la rece, judecătorul, da? Puteți fi și judecătorul la rece, fără să puneți suflet, fără să explicați de ce. Poate chiar un pic tranșant, precum un superior, un șef, un judecător care a zis și așa rămâne un verdict. Un verdict pe care ceilalți cumva o să-l preia ca atare, că a venit voi cu ideea și pare a fi cea mai bună, pentru că doar aia poate rezolva conflictul între mama și tata, între cei doi copii, între doi colegi de servici, între două puteri încăpățânate, fiecare o ține pe a lui foarte tare, dar voi aveți o altă viziune. Nu neapărat blândă, poate fi chiar foarte directă, dar cu siguranță justă. Asta este ziua de Halloween, să vă bucurați de momentul ăsta, pentru cei care vă distrați. Eu una mă distrez cu așa ceva și chiar dacă n-are nicio treabă cu noi, nu mă judecați, pentru că e doar o chestiune de distracție. Și asta vă doresc să vă aduc această zi. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.